Nu, și mi-a luat telefonul. Lasă-mă, nu mă certa, ești gros, nu mă certa. Păi cum să nu te cert, mă? Salutare, gașcă, și bine ați venit la un nou vlog. Numele meu este Radu Chirilă și astăzi, dragilor, o să-i fac o nouă farsă iubitei mele, doar că o să fie ceva mai diferit față de ce ați mai văzut până în momentul ăsta, pentru că o să am nevoie și de un complice astăzi. Așa că Marinaș o să vină mai îndată să mă întâlnesc cu el, să-i explic ce are de făcut, dar până să vină el, vreau să vă explic vouă ce vreau să fac astăzi. Practic, o să înscenăm un furt, doar că furtul acesta se va finaliza cu o mega surpriză, și anume, iubita mea își va înnoi astăzi telefonul. Am pentru ea un Samsung Galaxy S20 Plus pe care vreau să îl dau și am zis că vorba aia, dacă tot trebuie să-i fac un cadou, măcar să fie și palpitant, să fie cu suișuri, cu coborâșuri. Aici am luat o pungă de cadou în care o să pun acest Samsung Galaxy S20 de la Flip.ro. Flip.ro este un site unde poți să cumperi sau poți să vinzi telefoane la mâna a doua, dar nu oricum. Acest site rezolvă o problemă extrem de importantă și anume te ferește de acești dealeri, așa zici dealeri, care îți vând un telefon la colțul străzii și tu nu poți să știi dacă e un telefon bun, e un telefon rău, e ce-ți spune, sau te trezești că ajungi acasă și nu ai în pachet ceea ce ți-ai dorit. Practic, băieții de la Flip.ro în toate telefoanele astea pe toate părțile le verifică din toate punctele de vedere și astfel puteți fi siguri că luați un telefon extrem de bun și în cele mai bune condiții. Nu mai zic de faptul că am și 12 luni garanție la telefonul ăsta sau că am dreptul de retur de 14 zile. Pe lângă asta a fost și livrarea gratuită și mai mult decât atât, pe site economisești o grămadă de bani, pentru că poți să salvezi chiar și 55% din valoarea telefonului. Adică decât să cumperi un telefon nou la nu știu ce preț, mai bine îl cumperi cu 55% mai ieftin și ai un telefon aproape ca nou. Spre exemplu, la acest Samsung Galaxy S20 Plus am economisit 1000 de lei dacă ar fi fost să-l cumpăr din magazin, ceea ce e foarte tare. Iar calitatea telefonului o să o vedeți și voi în acest clip, nici nu se mai pune problema de așa ceva. Sigur, puteți să economisiți și mai mulți bani dacă alegeți un telefon care este într-o stare estetică mai puțin bună. Repet, stare estetică, pentru că telefoanele astea funcționează perfect din toate punctele de vedere. Din moment ce sunt verificate de atâția oameni din toate unghiurile, să n-aveți stres din punctul ăsta de vedere. Pe Flip.ro puteți să găsiți și iPhone-uri sau Huawei-uri. Ce să zic, e foarte avantajos să cumperi de pe Flip.ro. Au deja destulă experiență, au început în 2019 și asta mă face să am încredere în ei și să nu mai arunc banii aiurea pe lucruri care nu știu cum sunt. Ce pot să vă mai zic este că este un site 100% sigur, știți cu adevărat ce cumpărați, experiența de cumpărare este foarte mișto și ce să mai e, ce trebuie. Dacă vreți să vă cumpărați și voi un telefon de pe Flip.ro, folosiți și codul RADU50 pentru încă 50% reducere, pentru că de ce nu, mai bine vă luați o husă de banii aia. Acum am văzut și cu Marinaș și am pus totul la cale. Ideea e că, fii atent, eu o să dau un mesaj după ce ne hotărâm să plecăm din casă, nu știu când o să dureze, pentru că eu nu urc sus și coborăm, pentru că nu știu ce vrea ea să facem, știi? Eu sper să o conving să mergem pe jos și o să dau mesaj exact pe unde o luăm ca să știi pe unde trebuie să te poziționezi. Am înțeles. Să fiu acolo, deci n-ai cum să dai cu mine, oriunde ești tu, sunt și eu, apar imediat. Deci am înțeles că o să aibă și o cagulă, deci o să fie ceva profi, nu umblăm cu alte chestii. Ia uitați-vă, aici e. În curând o să vedeți ce o să se întâmple, eu sper că reușim să facem astăzi, văd că o să vină ploaie, eu sper să nu plouă până coborâm noi. Cât mai repede, că afară e frig, mă înțelegi? Îți dau un mesaj, îți dau cu 10 minute înainte, perfect. Cobori și... Așa o facem, da? Hai să-i dăm drumul la treabă, să vedem ce se întâmplă. Mai întâi s-o conving să mergem fără mașină la magazin, că... E cam greu pe vremea asta, dacă mă înțelegeți, 2-3 grade afară, fără mașină. Hai mă, nu, că-s vreo 10 grade. De ce? Cam așa, numai că bate vântul și de asta e nașpa, știi? Înțeapă un pic vântul așa. Hai să vedem ce se întâmplă. A venit momentul perfect, hai să-i spun să văd dacă reușesc să o conving să mergem pe jos. Mă, Bușcă. Ce? Nu vrei să mergem și noi până la magazin să luăm ceva de un țeic pentru seara asta, poate ne uităm la un film să facem. Hai să mergem. Putem să mergem. Ia ceva pe tine și hai să mergem. Hai că mergem. Dar mergem pe jos, da? Pe jos, dar uite ce vreme urât e afară. Bine. Hai mă, Bușcă, că nu plouă. E așa, mai înnourat, e un pic mai răcoare, dar n-am mai mers pe jos de o viață. Înnourat. Tot cu mașina, cu mașina, cu mașina. Ce? Înnourat, nu înnourat. Bine mă, Iugu, tu ai înțeles ce am vrut să zic. Bine, hai facem o plimbare. Și așa n-am mai mers pe jos de o viață. Hai. Bine, nu, hai atunci. Hai să mergem. Na, îmbracă-te și hai. Mă, Bușcă, eu iau și camera să mai faci 2-3 poze pentru feed, că și așa n-am mai postat de mult. Mamă, Bușcă,
Da, e cam urțel afară. Eu am zis să mergem cu pe jos, dar e cam urțel așa. Hai. Bus, că mi-a luat telefonul. Oh my god. Oh my god, oh my god. Aici, ce ai prins? Dar care-i faza, s-o frate? Ceva? Ce, cum adică să-mi facă ceva? L-a aruncat pe jos. De ce îl ții mă la spate, mă? Băi, dar de ce îl ții la spate? Mă, ți-ai ceva? Eu nu înțeleg de ce îl ții la spate. Lasă-mă, nu mă certa. Ești gros, nu mă certa. Păi cum să nu te cert, mă? Păi de unde să mă gândești, frate, că vine cineva și mi-l ia? Tu ești culmea. Acum ți-ai găsit să mă cerți. Mă, fată, mă, de ce îl ții la spate? Eu nu înțeleg care-i faza. Cine? L-ai văzut la față? Nu l-am văzut. Ce să sunăm? Că l-am găsit, am luat telefonul. Dar să sunăm, că tentativă sau ceva. Ce? Mamă, tentativă, auzi la iar. Să sunăm la poliție. Bă, dar ce? La poliție degeaba. Asta în primul rând. Mai. Deci am alergat degeaba și Marinaș, tu ești. Nu sunt Marinaș, eram bușcă, mă, Marinaș. Ai știut, mai porcule. Bineînțeles. Ai știut? Bușcă, eu am știut. Ce, azi nu trebuie nimic, a trebuit de dacă vrei, nu. Poți să-mi dai cadou. Ia, mă, scumpă, deci uite, ăsta e cadou meu pentru tine, ia. Ia, mă, bușcă, mă. Ce e aici, măi? Ia să vezi, ai un telefon nou. Normal, ai un telefon chiar nou. Nu sunteți normal, tu știi ce tare m-am speriat? Eu, uite, cum, deci nu mai pot, uite-te un pic cu un tremur, nu mai pot. Băi, bușcă, mă, n-ai cum să te sperii așa. Eu nu eram sigur că nu se prinde. Cum să nu mă sperii, frate? Cum să nu mă sperii dacă vine adevărul cineva? Adevărul e că tu n-ai mai pus asta, ai mai pus asta vreodată? Nu. Eu din câte știu, nu. N-am mai pus niciodată așa ceva. Vezi, mă, că ai un cadou frumos acolo, lasă emoțiile deoparte, încearcă să uiți ce s-a întâmplat. Băi, eu zic că, într-un caz real... În ultima perioadă de timp am mai pus câteva kilograme, n-avea cum să se prindă. Vezi ce ai primit? Uite, uite, e cadoul meu pentru tine, un telefon de la flip.ro. Ce? E telefon, nu? Da, e un telefon de la flip.ro, e un telefon la mâna a doua, dar e un telefon care e ca nou și cu siguranță experiența e la fel ca și cum ți-ai cumpărat un telefon nou. Așa că desfă-l și uită-te. Ține-ți respirația. De ce? Așa scrie aici. Păi da, mă, ca să ai același feeling. Bă, plecați de aici, băi, frate, nu așa se dau niște cadouri. Cum, mă, să stea inima pe loc. Hai, că acum ai și telefonul tău vechi, nu s-a întâmplat nimic. Da. Ia, mă, bușcă, să vezi. Garanție 12 luni la el, adică e ce trebuie, deci, crede-mă. Deci, uite, tremur, dar nu pot nici să-l deschid. Mă, bușcă, deschide-l. Uite, ține, vezi, ai și niște sticăre. Ce să-ți țin? Ai și niște sticăre. Ce părere ai? A? Hai să-l văd. Wow. Uite-te și tu la el cum arată. E wow, perfect. Ce frumos e. E, e în stare văd ca nou. Este mai mare un pic decât ăsta în vechi. Mă, bușcă, mă, tu ți-ai bine, făcut upgrade acum serios de la S9 Plus la S20 Plus, adică scuză-mă pe mine. Mă. Niciun mă. Așa se dă un cadou, dar zi drept acum. Ce? Așa se dă un cadou? Nu se dă chiar așa un cadou, dar asta e viața de vlogger, iubita mea, n-ai ce să faci. Doamne ferește, măi. Dar nu ți-a fost frică că fug după tine, că te iau la bătaie? A, cea mai mare frică. N-am. Eu aștept revanșa. Da, mă, bușcă. Da, bine, mulțumesc, ce să zic, na. Nu-mi place cum mi l-ai dat, dar oricum îți mulțumesc. Hai să-i faci pe planul, Radu, la câte like-uri îi faci revanș? Ia zi. Păi, dar ce revanș îți fac, stai să vezi. Hai zi la... Deci vrei să-mi faci? 20.000 de lei. Hai, 20.000. Da. Păi, ca să fiu, sigură că îți fac revanș. Am înțeles, bine. 20.000 de like-uri aștept. Și chiar o fac pe canalul meu de YouTube. Aoleu. Ca să vezi. Deci nu se mai poate. Da. Abonați-vă și la iubita mea, abonați-vă și la Marinaș, că ne-a ajutat să realizăm farsa asta. Deci credeți-mă că nu e ușor să fii... Să fii... Ce nume complice. Sau ce? El a fost complice. A, eu da. Am fost direct... Da, direct fost... meseria acolo, se vede că... Nu deci trebuie să-mi beau puțin apă, să revin, că nu... Hai, trage sufletul, oricum, ești fericită, mă, pentru cadou? Da, bineînțeles că sunt fericită, dar sunt așa încă șocată, nici nu știu dacă să mă bucur sau să fiu șocată în continuare, sau speriată, știi? Am înțeles, eu zic să te bucuri, pentru că ai editat mai telefonul acum. Da, mă bucur. Oameni buni, asta a fost farsa de astăzi, eu sper că v-a plăcut, a fost ceva mai diferit, am încercat să facem ceva mai diferit, de fapt. Chiar sper că Adriana e fericită cu cadou și nu uitați să apăsați acolo butonul de like, dați un share să vadă și prietenii voștri și să vă abonați la ambele canale, o să vă las în descriere. Eu am fost Radu Chirilă și până data viitoare nu uitați că nu are sens să vă cumpărați un telefon nou când aveți această posibilitate și cei de la flip.ro verifică telefoanele în toate modurile posibile astfel încât ca ele să fie în cea mai bună stare și să le primiți aproape ca noi. Așa că nu uitați să dați un follow și pe Instagram și până data viitoare, pf, ai ce frig e afară, până data viitoare aveți grijă de voi, m-am pupat, ciao!